Aleodor împărat. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti. A fost odată un împărat. El ajunsese la bătrânețe și nu se învrednicise avea și el măcar un copil. Se topea de-n picioarele a bietul împărat să aibă și el, ca toți oamenii, măcar o stârpitură de fecior, dar în deșert. Când tocmai la vreme de bătrânețe, iată că se îndură norocul și cu dânsul și dobândi un drag de copilaș, de să-l vezi și să nu-l mai uiți. Împăratul îi puse numele Aleodor. Când fu-l boteza, împăratul adună răsărit și a pus miază zi și miază noapte, ca să se înveselească de veselia lui. 3 zile și 3 nopți ținură petrecerile și se chefuiră și se bucurară de-o ținură minte cât trăiră. Băiatul, de ce creștea, de-aia se făcea mai isteț și mai scusit. Nu mai trecu mult și iată că împăratul ajunse la marginea gropii. Când fu la ceasul morții, el luă copilul pe genunchi și zise: "Dragul tate, iată că Dumnezeu mă cheamă. Sunt în clipa de a-mi da obștestul sfârșit. Eu văz că tu ai să ajungi om mare și chiar mort, oasele mele se vor bucura în mormânt de isprăvile tale. Asupra cărmuirii împărăției n-am nimic să-ți zic, fiindcă tu, cu iscusința ta, știu că ai să o duci bine. Un lucru nu mai am să-ți spun. Vezi tu muntele cela de colo, să nu te ducă păcatele să vânezi pe acolo, că este nevoie de cap. Acel munte este moșia lui jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop, și cine calcă pe moșia lui nu scapă nepedepsit." Acestea zicând, căscă gura de 3 ori și-și dete sufletul. Se duse și el ca toată suflarea de pe pământ, de pare că n-a fost de când lumea și pământul. Îl jeliră ai săi, îl jeliră boierii, îl jeliră și poporul. În cele din urmă, trebuiră să-l îngroape. Aleodor, după ce se urcă în scaunul tătânei său, deși copilandru, puse țara la cale ca și un om mare. Toată lumea era mulțumită de domnia sa și oamenii se făleau că le-a fost dat de sus ca să trăiască în zilele lui. Adesea ieșea Aleodor la vânătoare ca să-și petreacă ceasurile ce-i prisoseau de la trebile împărăției. El ținea minte ce-i spusese tătâne său și se silea să-i păzească cuvintele cu sfințenie. Într-o zi, nu știu cum făcu, dus fiind pe gânduri, și alunecă de călcă pe pământul pocitului de om. N-apucă să facă 10-20 de pași. Și iată că se pomeni cu dânsul dinaintea lui. Acum nu era lui că trecuse pe pământul omului celui slug și scârbos, ci era ciudă cum de să calce vorba tatălui său ce-i spusese cu crai de moarte. Pocitania pământului zise: "Toți nelegiuiții ce-mi calcă hotarul cadă robia mea." "Mai întâi trebuie să știi," răspunse Aleodor, "că din nebăgare de seamă și fără de voia mea am călcat pe cuprinsul tău și n-am niciun gând rău asupra-ți." "Eu te socoteam mai altfel, dar văz că ai de gând să-ți ceri iertăciune de la mine ca toți fricoși." "Ba să mă ferească Dumnezeu, eu ți-am spus curatul adevăr
Și dacă vrei luptă, alegeți. În săbii să ne tăiem, în buzdugane să ne lovim, ori în luptă să ne luptăm. Nici una, nici alta, ci ca să scap de pedeapsă, Alchid, nu e decât să te duci să-mi aduci pe fata lui Verdeș împărat. Aleodor voi să se codească oarecum. Ba că trebile împărății nu-l iartă să facă o călătorie așa de lungă, ba că n-are călăuz, ba că una, ba că alta. Dar aș? Unde vrea să știe pocitul de toate astea? El o ținea una, să-i aducă pe fata lui Verdeș împărat dacă vrea să scape de ponosul de tâlhar, de călcător de drepturile altuia și să rămâie cu sufletul în oase. Aleodor se știa vinovat, deși fără voia lui, dar știa că a făcut un păcat de a călca pe moșia slutului. Mai știa iară că de omul dracului să dai și să scapi, să n-ai nici înclin, nici în mânecă cu dânsul. Făgădui în cele din urmă să-i facă slujba cu care îl însărcina. Jumătatea de om, călare pe jumătate de iepure și chiop, știa că, deoarece Aleodor i-a făgăduit, apoi are să-și ție cuvântul ca unul ce era om de omenie, și zise: pasă cu Dumnezeu și să-ți ajute să vii cu izbândă bună! Aleodor plecă. Și cum mergea el gândindu-se și răzgândindu-se cum să-și împlinească sarcina mai bine, căci își dăduse cuvântul, se pomeni la marginea unui eleșteu și o știu că se zbătea de moarte pe uscat. Cum o văzu, el se duse să o ia ca să-și aline foamea cu dânsa. Știu că însă îi zise: nu mă omorâ, văd frumos, ci mai bine dăm drumul în apă, că mult bine ți-o-i prinde când cu gândul n-ai gândit. Aleodor o ascultă și o dete în apă. Atunci știu că ai mai zise: ține-ți acest solzișor și când vei gândi la mine, eu voi fi la tine. Flăcăul plecă mai departe și se tot miră de o astfel de întâmplare, când iată se întâlnește cu un corb care avea o aripă rupt. Și voind să vâneze corbul, el îi zise: fă-t frumos, fă-t frumos, decât să-ți încarci sufletul cu mine, mai bine ai face să-mi lege aripa, că mult bine ți-o-i mai prinde. Aleodor îl ascultă, căci era băiat viteaz și de treabă, și legă aripa. Când era să plece, corbul îi zise: ține pana asta, voinicule, și când vei gândi la mine, eu voi fi la tine. Luă pana Aleodor și-și cătă de drum. Dar nu făcu ca la 100 de pași, iată că dete peste un tăune. Când se gătea să-l strivească cu piciorul, tăunele zise: cruță în viața, Aleodor împărat, și eu te voi mântui pe tine de la moarte. Ține acest pufuleț din aripioara mea și când vei gândi la mine, eu voi fi la tine. Auzind Aleodor unele ca acestea și că îi zise și pe nume, o dată ridică piciorul și lăsă pe tăune să se ducă în voia lui. Și mergând înainte cale de nu știu câte zile, dete de palaturile lui Verdeș împărat. Cum ajunse aici, se puse la poartă și așteptă că doar te va veni cineva să-l întrebe ce caută. Stete o zi, stete două, și ca să vie cineva să-l întrebe ce voiește, ba! Când fu în ziua de-a treia, Verdeș împărat chemă slujitorii și le dete o gură de-or pomeniu. Cum se poate, le zise el, să stea omul 3 zile la poarta mea și să nu meargă nimeni să-l cerceteze? Pentru asta vă plătesc eu simbrie? Pentru asta v-am eu la mine pe procopseală? Slujitorii dădeau din colț în colț și nu știau ce să răspundă.
În cele din urmă chemă pe Aleodor și îl duse înaintea împăratului. Ce vrei, flăcăule?" îi zise împăratul. Și ce aștepți la poarta curții mele?" Ce să voi, mărite împărate? Iată, sunt trimis să-ți cer fata." Bine, băiete, dar mai întâi trebuie să facem legătură, căci așa este obiceiul la curtea mea. Ai voie să te ascunzi unde vei voi în 3 zile de-a rândul. Dacă fiema te va găsi, capul ți se va tăia și se va pune în parul ce a mai rămas din 100 fără cap. Iar dacă nu te va găsi, atunci cu cinste împărătească o vei lua de la mine." Am nădejde la Dumnezeu, mărite împărate, că nu mă voi lăsa să piei. Parului îi vom putea da și altceva." Nu tot cap de om. Să facem legătură." Așa?" Așa." Se puseră și făcură legătura. Scriseră carte și o întăriră. Vin fata de față se învoiră ca a doua zi el să se ascunză cum va ști mai bine, iar dacă se învoiră, el rămase într-un neastâmpăr ce-l chinuia mai cumplit decât moartea. El se gândea și se răzgândea cum să se ascunză mai bine. Vezi că era vorba de capul lui, iar nu de altceva. Și tot mergând pe gânduri și tot plănuind, iată că și-a dus aminte de știucă. Scoase solzul, se uită și se gândi la stăpâna lui. Când, iată, mare, căștiuca veni și zise: "Ce poftești de la mine, făt frumos?" "Ce să poftesc? Iacă ce mi s-a întâmplat. Nu știi tu ceva să mă înveți ce să fac?" "Ia, nu te mai îngriji, lasă pe mine." Și îndată, lovind din coadă, făcu pe Aleodor un cosăcel și l-ascunse pe fundul mării printre ceilalți cosăcei. Când se sculă fata, își luă ochianul și se uită cu el în toate părțile. Nu-l văzu. De unde ceilalți care veniseră să o ceară în căsătorie se ascundeau prin pivniți, pe după case, pe după câte o șură de paie sau prin vreo culă părăsită, Aleodor se ascunse astfel încât fata intră la grijă ca a fi să fie biruită. Ce-i veni ei, se uită cu ochianul și în mare și îl zări pe fundul mării printre cosăcei. Păsămite, ochianul ei era năzdrăvan. "Ești acolo, hoțomanule," zise ea râzând. "Ce mi te-ai pozmăgit așa din coșcogea, mite omul, te-ai făcut un cosac și mi te-ai ascuns în fundul mării?" N-au încotro și trebuie să iasă. Ea zise împăratului: "Mi se pare, tată, că flăcăul ăsta mi-a cam venit de hac și mult e nurliu și drăgălaș. Chiar de lui afla până la a treia oară să-l ierți, tată, că nu e prost ca ceilalți. Boiul lui îl arată a fi ceva mai deosebit." "Vom vedea, vom vedea, fata mea," îi răspunse împăratul. A doua zi, ce-i veni lui, se gândi la corp. Acesta fu numai decât înaintea lui și zise: "Ce vrei, stăpâne?" "Ia uită-te, neiculiță, ce mi s-a întâmplat. Nu știi tu ceva să mă înveți?" "Hai să încercăm." Și lovindu-l cu aripa, îl făcu un pui de corb și îl vâră într-un stolp de corbi ce se urcase până la vântul turbat. Cum se sculă fata, luă ochianul și iarăși cătă prin toate locurile. Caută-l pe pământ? Nu e. Caută-l prin ape și prin mări? Nu e. Se luă de gânduri fata. Când către namiez, ce-i veni ei, se uită și în sus. Și zărindu-l în slava cerului printre stolul de corpi, începu a-i face cu degetul și zise: "Ghidi, ghidi, ghidi, tâlharule, ce ești? Dă-te jos de acolo, omule! Ce mi te-ai făcut așa pitoace de pasăre? Nici în rai nu scap de mine." Se dete jos că n-avea ce face. Împăratul începu a se minuna și el de istețimea lui Aleodor
și își plecă urechea la rugăciunea fiicei sale. Însă, fiindcă legătura era ca să se ascunză până de 3 ori, împăratul zise: „Da, minune, ia să vedem unde are să se mai ascunză.” A treia zi, dis de dimineață, se gândi la tăune. Acesta veni într-un suflet. După ce îi spuse ce voiește, tăunele zise: „Las pe mine și de te-o găsi, eu aici sunt.” Îl făcu o lindină și l-ascunse chiar în coada fetei, fără să simță ea. Sculându-se fata și luând ocheanul, îl căută toată ziua și ca să dea de dânsul nici cât. Ea se da de ceasul morții, căci îl simțea, îi se arăta, ei a fi 14 în preajmă, dar de văzut nu-l vedea. Cătă cu ocheanul prin mare, pe pământ, prin văzduh, dar nu-l văzu nicăieri. Către seară, obosită de atâta căutare, strigă: „Ce arată-te odată! Te simți că ești pe aici pe aproape, dar nu te văz! Tu m-ai biruit, a ta să fiu!” Dacă auzi el că este biruită, se dete binișor jos din coadă ei și se arătă. Împăratul n-a avut nici el ce mai zice și îi dete fata. Când plecară, îi petrecu cu mare cinste și alai până afară din împărăția lui. Pe drum, ei stătură să facă popas. Și după ce îmbucară câte ceva, el puse capul în poala ei și a dormi. Fata de împărat, tot uitându-se la el, îi se scurgeau ochii după frumusețea și după boiul lui. Inima îi dete brânci și ea nu se putu opri și îl sărută. Aleodor, cum se deșteptă, îi trase o palmă de auzi câinii în giurgiu. Ea plânse și zise: „Uf, dragă Aleodor, dragă, dar grea palmă mai ai. Te-am pălmuit pentru fapta ce ai făcut, căci eu nu te-am luat pentru mine, ci pentru cela ce m-a trimis pe mine. Apoi, bine, frățioare, de ce nu mi-ai spus așa de acasă? Căci atunci știam și eu ce să fac. Dar îl las, nici acum nu-i timpul trecut.” Pornind și de aici, ajunseră cu sănătate la jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop. „Iată, m-am închinat cu slujba”, zise Aleodor, „și voi să pleci.” Fata, când văzu pe acea iazmă, se cutremură de scârbă și nu voi să rămâie la dânsul odată cu capul. Slutul se dete pe lângă fată și începu să o lingușească cu vorbe mierluitoare și să se ia cu binele pe lângă dânsa. Dar fata îi zise: „Piei dinaintea mea, satanul, că te trimit la mumă ta iadul care te-a vărsat pe fața pământului.” Slutenia de neom se topea de dragostea fetei, se lungea cu burta pe pământ și umbla cu șoșele, cu momele, să înduplece pe fata a lua de bărbat. Dar aș, feritul la sântulețul să se apropie de dânsa, căci îl ținea țintuit în loc cu ochii cât de colo. Din satană, din iazmă și din spurcăciune nu-l mai scotea. „Piei necuratule de pe fața pământului, ca să scape lumea de o ciumă și de o holeră ca tine!” Mai stărui ce mai stărui și dacă se văzu înfruntat până într-atât, iazma plezni de necaz. Cum deva să fie el ocărât atât de multe de o cutră de muiere? Atunci Aleodor întinse cuprinsul său și peste mușia lui jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop, luă de soție pe fata lui verde și împărat și se întoarse la împărăția lui. Când îl văzură ale guloatele venind teafăr alături cu o soțioară ce îi râdea și stelele de frumoasă, îl primiră cu mare bucurie. Și urcându-se din nou în scaunul împărăției, domni și trăi în fericire până la adânci bătrânețe. Iar eu încălecai pe șa și vă spusei dumneavoastră așa.